Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt știrile zilei. Giurgiuvenii au scăpat de căldură și se pregătesc pentru zile ploioase. Ziua Marinei a fost sărbătorită și anul acesta la Giurgiu. A început a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Peste 200 de elevi vor primi bani pentru computere. Astra conduce în clasamentul Ligii 1. După ce județul Giurgiu s-a aflat până duminică sub incidența codului portocaliu de caniculă din după amiaza aceasta, județul nostru se află sub incidența codului galben de ploi torențiale și vijelii. Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru București și 33 de județe, valabil de luni după amiază până marți noapte. Ploi, descărcări electrice, căderi de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului cu aspect de vijelie. De asta vor avea parte giurgiuvenii începând cu după amiaza zilei de luni până marți la ora 23. Având în vedere fenomenele meteorologice care vor urma, Administrația Națională de Meteorologie a emis cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru București și 33 de județe. Temperaturile vor scădea cu 10 grade față de cele înregistrate la sfârșitul săptămânii trecute. Fenomenele specifice instabilității atmosferice vor fi și în restul teritoriului, dar pe intervale mai scurte de timp. Acum, asta este pentru azi și mâine, deja azi după amiază până mâine noapte. Ca o caracteristică a săptămânii, vreme instabilă, umedă și cu temperaturi în scădere treptată până la 24-25 de grade la maxime, ceea ce înseamnă cu 10-12 grade mai puțin decât am avut săptămâna trecută, la sfârșitul săptămânii trecute. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și izolat, cu precădere în zona de munte, 40-50 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse va cădea grindină. Potrivit meteorologului Radu Filoteu, temperaturile cuprinse între 25 și 28 de grade sunt specifice normalului perioadei. Cât despre o nouă repriză cu temperaturi caniculare, meteorologii spun că nu va mai fi nicio șansă. Temperaturile medii normale se vor menține până la intervalul calendaristic al sezonului rece. Ziua Marinei Române a fost sărbătorită și anul acesta de către giurgiuveni, manifestările desfășurându-se ca de obicei în port. Slujba religioasă, demonstrații sportive și jocuri marinărești, mesajul zeului Neptun și defilarea embarcațiunilor pe Dunăre au fost și în acest an pe agenda manifestării. A devenit o tradiție ca de Ziua Marinei Române, giurgiuvenii să meargă la Dunăre pentru a urmări manifestările legate de sărbătorirea acestei zile. Ca în fiecare an, programul sărbătoresc s-a desfășurat în port și, așa cum a devenit tradițional, zeul Neptun, însoțit de nimfele sale, a salutat și de data aceasta asistența, aura noroc și vânt din pupa marinarilor și a dat startul jocurilor marinărești. Zeul Neptun, însoțit de frumoasele lui nimfe. Bine v-am găsit, dragii mei, și ca acesta! Bine a venit zeul! În atâta mulțime, o singură voce și aceea notabilă. Bine v-am găsit! Se va desfășura concursul, bine cunoscutul concurs, de câștigare a trofeelor mult râvnite. Dragii mei, grăbiți-vă,
casele de pariuri se vor închide în curând. Sărbătoarea din port a fost urmărită de câteva sute de localnici, printre cei prezenți aflându-se și deputatul de Giurgiu, Florian Nicolae, care a ținut să adreseze câteva cuvinte frumoase giurgiuvenilor. În sfântă zi de sărbătoare, Adormirea Maicii Domnului, urez tuturor giurgiuvenilor să aibă parte de liniște sufletească, bucurie și împliniri. Să le dea Dumnezeu ca în această zi să treacă cu bine peste toate obstacolele vieții, să se bucure din plin și să aibă încredere că împreună vom avea mai mult succes. Hai, hai, rața! Rața! Ia rața! Uită-l spate, băi! Oraș la Dunăre, Giurgiu a rămas cu amintirea vremurilor bune de cândva și mai ales cu amintirea marinăriei de cândva. Sărbătorirea Zilei Marinei din acest an ne-a oferit prilejul de a sta de vorbă cu unul dintre cei mai cunoscuți marinari de pe Dunăre, fostul comandant de nave Vasile Cristoi. Se poate spune despre Vasile Cristoi că este fără îndoială unul dintre cei mai cunoscuți marinari de pe Dunăre, un comandant de navă pe care destinul l-a ales pentru această meserie. După o viață petrecută pe vapoare, Nea Ghiuri s-a retras la pensie cu nostalgia Dunării și a marinarilor de altă dată. Mulți ani la rând, de ziua Marinei, Nea Ghiuri putea fi văzut în port, îmbrăcat în costumul său de capitan, pentru a fi mai aproape de Dunăre și de sărbătoarea marinarilor. Anul acesta nu l-am zărit pe Vasile Cristoi pe cheiul Dunării, dar i-am făcut o surpriză mergând la domnia sa acasă pentru a vorbi despre marinăria de acum și mai ales despre marinăria de altă dată. Ne aflăm în Bălănoaia, acasă la domnul Vasile Cristoi, pe care toți prietenii îl cunosc și îi spun Ghiuri. Este 15 august, ziua de Sfânta Maria, ziua Marinei Române. Despre ce am putea să discutăm cu domnul Vasile Cristoi, cu Ghiuri, decât despre marinărie. Interviul cu fostul comandant de nave Vasile Cristoi poate fi urmărit imediat după știri în ediție specială. Weekendul ce tocmai a trecut a fost unul liniștit pentru o parte din polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu. Dacă cei de la ordine publică nu au întâmpinat evenimente neplăcute, nu același lucru putem spune despre cei de la serviciul rutier. Peste 40 de șoferi au rămas fără permis de conducere și alte 4 persoane s-au ales cu dosare penale. Având în vedere că a fost și sărbătoarea Sfintei Maria, oamenii legii au desfășurat misiuni specifice pentru păstrarea liniștii și ordinii publice pe toată raza județului. Astfel, la sfârșitul săptămânii trecute, peste 130 de polițiști au fost prezenți la datorie pentru ca giurgiuvenii să se poată bucura în liniște de una dintre cele mai mari sărbători creștine. Polițiștii au acționat cu efective mărite și mijloace tehnice atât pe raza localităților urbane, cât și a celor rurale din județul Giurgiu. În ceea ce privește serviciul de ordine publică, au fost efectuate misiuni specifice în gări, autogări, portul Giurgiu și zona adiacentă acestora. În această situație, oamenii legii nu au întâmpinat probleme. Ceva mai mult de muncă au avut însă polițiștii de la serviciul rutier. În ultimele 3 zile, oamenii legii au aplicat 350 de sancțiuni cu o valoare ce depășește 100.000 de lei. De asemenea, tot în acest weekend au avut loc 4 accidente ușoare și 2 tamponări. La acest sfârșit de săptămână, polițiștii de la ordine publică și cu cei de la rutier au acționat în sistem integrat pentru prevenirea evenimentelor negative. Astfel, pe raza județului nu au fost înregistrate evenimente negative deosebite. Polițiștii de la rutieră au aplicat 350 de sancțiuni contravenționale, majoritatea fiind aplicate pentru depășirea limitei legale de viteză, în valoare totală de peste 100.000 de lei. De asemenea, au reținut în vederea suspendării 44 de permise de conducere, au început urmărirea penală în 4 dosare penale pentru abateri la regimul circulației. Polițiștii de la rutieră au desfășurat acțiuni privind depășirea vitezei legale, precum și depistarea șoferilor care conduceau sub influența băuturilor alcoolice. Aparatele radar au fost folosite la capacitate maximă, atât pe raza municipiului Giurgiu și a orașelor Bolintin, Vale și Mihăilești, cât și pe drumul național 5 Giurgiu București și drumul național 6 București Alexandria.
46 de elevi giurgiuveni au intrat în focul examenelor din cadrul celei de-a doua sesiune a bacalaureatului din acest an. Candidații care nu au promovat în prima sesiune sau care nu au avut mediile încheiate au susținut astăzi proba de evaluare a competențelor lingvistice la limba română. Absolvenții de liceu au o nouă șansă să promoveze examenul de bacalaureat. De astăzi a început sesiunea a doua a examenului din acest an, la care participă 46 de elevi din județul Giurgiu. Prima probă pe care au susținut-o elevii care nu au reușit să promoveze în prima sesiune, dar și cei care nu au avut situațiile școlare încheiate, a fost cea de evaluare a competențelor lingvistice la limba și literatura română. Am avut emoții, dar a fost ok. Față de prima sesiune a fost mai greu? Păi nu am mai dat. Nu. De ce mai dat? Am avut o medie încheiată la o materie. Am corigit. Da. Și așa, cum ți s-a părut, ce subiect ai avut? Despre stare civilă, despre o fundație dezvoltatoare a stării civile sau ceva de gen. Cum crezi că te-ai descurcat? Binișor. Bună, super. Dar ce subiect ai avut? Despre Minescu. Și cum crezi că te-ai desfăcut? Destul de ok. Vei lua? Presupun că da. Matematica nu mă descurc. La prima sesiune ai participat? Nu. Ai avut medie neînchiriată? Da, la matematică chiar. Probele orale la limba română și limba maternă se vor desfășura și mâine, iar până la sfârșitul săptămânii sunt programate evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională și competențele digitale. Probele scrise ale examenului de bacalaureat încep pe 24 august cu proba scrisă la limba și literatura română și se încheie pe 28 august. Afișarea rezultatelor va avea loc pe 31 august, iar depunerea contestațiilor se va putea face în aceeași zi. Contestațiile vor fi rezolvate în zile de 1 și 2 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 3 septembrie. Peste 200 de elevi din județul Giurgiu își vor putea cumpăra calculatoare prin programul Euro 200. Ajutorul guvernamental este acordat în fiecare an școlarilor care provin din familii nevoiașe, iar anul acesta beneficiarii pot opta pentru achiziționarea unui laptop și nu a unui computer. 260 de elevi giurgiuveni vor primi anul acesta ajutorul de 200 de euro în vederea achiziționării unui computer. Este vorba despre școlarii care provin din familii al căror venit maxim pe membru de familie este de 150 de lei. Potrivit calendarului programului, bonurile valorice în valoare de 200 de euro cu care beneficiarii își pot cumpăra computere au fost distribuite în perioada 24 iunie-30 iulie, iar achiziționarea propriu-zisă se va face până la 31 august. În acest an școlar, sprijinul financiar de 200 de euro din fonduri guvernamentale alocat pentru elevii care vor să achiziționeze computere a fost obținut de 260 de elevi. Ei pot achiziționa calculatoarele până la 31 august de la orice firmă, se pot încadra în această sumă sau pot suplimenta din fondurile personale pentru a obține aparate de performanță mai mare. Elevii beneficiari ai programului Euro 200 au fost selectați în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea în bugetul Ministerului Educației aprobat anual cu această destinație. În anul școlar 2013-2014, 336 de elevi din județul Giurgiu au beneficiat de ajutorul guvernamental. Festivalul muzicilor de paradă de la Galați și Festivalul Internațional al Fanfarelor de la Pitești. Iată două acțiuni de promovare a valorilor interpretative și ale creației, de la care membrii Centrului Cultural Ion Vinea s-au întors de puțin timp. La Galați, Orchestra de Suflători Valahia s-a deplasat cu o binecunoscută trupă giurgiuveană de majorete, iar la Pitești cu interpreți și dansatori populari. Orchestra de suflători a Centrului Cultural Ion Vinea din Giurgiu, dar și majoretele conduse de Tania Moga, s-au întâlnit recent la Galați în cadrul Festivalului Muzicilor de Paradă, cu reprezentanți ai muzicii de gen din orașul gazdă, din alte localități ale țării, dar și din Turcia, Italia, Polonia și Republica Moldova. Prima acțiune a fost urmată de o alta, desfășurată cu prilejul zilelor Argeșului și Mușcelului. Este vorba de Festivalul Internațional al Muzicilor de Promenadă de la Galați, festivalul cunoscut Iosif Ivanovici. Este un festival ajuns deja la 11-a ediție. Este festival la care am participat încă de la prima ediție. 11 ediții nu am lipsit.
și imediat participarea noastră la Festivalul Internațional al Fanfarelor din cadrul sărbătorii Argeșului și Mușcelului. La Pitești, reprezentanții Centrului Cultural Ion Vina au fost invitați să evolueze și într-o seară de folclor, așa că pe scenă, alături de suflătorii de la Valahia, au mai urcat dansatorii și taraful de la Doina Dunării, evident tot de la Giurgiu. Ne-am prezentat pe data de 11 în piața Vasile Milea, în Pitești, și am susținut o seară de folclor coregrafic muzical românesc. Am prezentat suite de dansuri din toate zonele țării. Pe de parte, dansatorii ansamblului Doina Dunării susținut de Consiliul Județean și taraful Doina Dunării susținut de Consiliul Local. Iată că de pe data de 11 până în prezent am fost prezenți în două festivaluri. Cele două acțiuni culturale la care giurgiuvenii au participat au avut în vedere promovarea valorilor interpretative într-un mod corect, dar și punerea în valoare a creației muzicale contemporane românești și universale. O tânără giurgiuveancă norvegiancă născută pe 17 august 1980 are drept ocupație muzica. Este interpret și compozitor adept în primul rând al popului, dar cântă admirabil la chitară și pian. În calitate de compozitor, Lynn Marlon a scris melodii pentru nume din cele mai cunoscute ale muzicii, Rihanna fiind unul dintre acestea. Norvegiancă, născută pe 17 august 1980, Lynn Marlon este muzician, compozitor și interpret vocal care cântă la chitară și pian. Ea reușește să surprindă publicul prin faptul că, odată cu debutul său pe tărâm natal, marchează și primul succes notabil. Concret, la 12 octombrie 1998, cu singlul Unforgivable Sinner, își cucerește audiența, melodia rămânând hitul numărul 1, votat 8 săptămâni de-a rândul și reprezentând cel mai rapid vândut single din istoria Norvegiei. În plus, melodia se constituia în coloana sonoră a unui film autohton. Play My Game este titlul primului album al norvegiencei și el o apariție de succes, apoi alt single, Unde mă îndrept, este răsplătit cu un important premiu în 1999 și această melodie devine la rândul ei coloană sonoră pentru un alt film, de data aceasta pentru unul franțuzesc. Another Day este titlul celui de-al doilea volum, editat de Lynn, apariția acestuia fiind datată 22 septembrie 2003. În 2005 este semnalată apariția albumului al treilea, în timp ce mai târziu, în 2000, Oplin anunță apariția albumului cu numărul 4. Prolifică și de succes, Lynn Marlon ajunge să compună chiar și pentru cunoscuta și deja celebră Rihanna. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Urmăriți în continuare rubricile Sport și Meteo, ediție specială, iar apoi emisiunile Sport, Arena și Audiența. Sunt Florentina Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine! Etapa 6 a campionatului național fotbalistic a dus Astra în Ștefan cel Mare, acolo unde giurgiuvenii nu au întâlnit pe Dinamo, ci pe nou promovata FC Voluntari. A fost o partidă care a adus Astrei al treilea succes consecutiv și primul loc în clasament, ceea ce ridică mult moralul giurgiuvenilor înaintea partidei de joi cu AZ Alkmaar din play-off-ul Europa League. Revenind la partida cu FC Voluntari, aceasta a debutat spectaculos cu tandemul de Amorim și Alibec în mare formă, care au punctat cel mai rapid gol al sezonului după 68 de secunde. În minutul 4, Budescu a executat bine o lovitură liberă, dar
portarul Balauru a apărat. Gazdele au replicat prin Hamed Kone, dar Ivorianul a trimis prima dată cu puțin pe lângă poartă în minutul 5, apoi Lung a respins mingea care venea spre vinclu, la o execuție frumoasă din minutul 13. Același Kone de la nou promovat a FC Voluntari a avut o ocazie imensă în minutul 59, dar a șutat slab după un 1-2 reușit cu Tibi Bălan. Astra atacă și este 2-0 în minutul 78, când Amorim a înscris din pasa lui Boldrin. FC Voluntar reușește să reducă din diferență cu 5 minute înainte de final, după o frumoasă acțiune personală a lui Kone. Și astfel Flaviu Stoican începe antrenoratul la noua sa echipă cu o înfrângere. Astra a ajuns pe primul loc în clasament după victoria din deplasare cu FC Voluntari, acumulând 14 puncte, golaveraj 14-12 și plus 2 la adevăr, cu 4 victorii, 2 egaluri și o înfrângere. La partida de ieri de pe stadionul Dinamo au asistat și câteva zeci de fani giurgiuveni din Liga suporterilor Astra, care au făcut deplasarea sprijiniți de grupul de firme Novafor și de către Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Suporterii s-au strâns ca de obicei în centrul orașului și înainte de a se îmbarca în microbuzul pus la dispoziție de Novafor, au ținut să facă și un pronostic. Victorie pentru Astra. Normal, de asta mergem, susținem băieții. Ne vom menține pe primul loc? Păi trebuie să legăm victoriile, să facem performanță în campionat și joi victorie în meciul cu Europa League. Partida de joi cu AZ Alkmaar din play-off-ul Europa League va începe la ora 19, iar biletele de acces pe stadion vor fi puse la vânzare de mâine. Azi vremea va fi instabilă, iar valorile termice, îndeoseb cele diurne, vor continua să scadă, astfel că maximele vor fi cuprinse în general între 20 și 28 de grade, 18-19 grade în centrul Moldovei și 30 de grade în lunga Dunării. Cerul va prezenta anorări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în zona de munte și în regiunile din jumătatea nordică și pe arii restrânse în cele sudice. Ploile vor avea și caracter torențial. Izolați se vor acumula cantități de apă mai însemnate și vor fi condiții de grindină. În Giurgiu, vremea va fi instabilă, iar valorile termice diurne vor continua să scadă față de ziua anterioară. Cerul va prezenta anorări temporar accentuate și se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 27-28 de grade. În aceste condiții, marți termometrele vor indica 28 de grade la Mihai Leș, Bolintin, Vale, Ghimpas, Comana, Giurgiu și 27 de grade Celsius la izvoarele și hotarele. Vântul va sufla cu o viteză de 9 km pe oră din direcția vest. Presiunea atmosferică va fi de 756 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 80%. Apele Dunării sunt în scădere cu 9 cm, cota probabilă fiind minus 34 cm.